continuăm cu raportul de specialitate pentru stabilirea impozitului statului local, cum am spus, pentru anul 2022. Deci rata inflației de 2,6%, Ministerul Culturilor confirmă lucrul ăsta. Actele normative care precizează au fost prezentate. Deci propun aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022, prin indexarea mai sus menționată cu 2,6%. Și proiectul de hotărâre cu privire la indexarea impozitelor și taxelor locale ale Comunei Orbeni pentru anul 2022. Luând în dezbatere referatul de aprobare, analizând referatul de specialitate al compartimentului serviciului financiar portabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Orbeni, luând în calcul comunicatul Institutului Național de Statistică conform căruia rata inflației pentru anul 2020 este 2,6% pentru anul 2022, în conformitate cu prevederea articolului 491 din legea 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completarea ulterioare, în temeiul articolului 129 alineatul 2 din colaborat cu alineatul 4 litera C alineatul articolul 139 alineatul 3 litera C, precum și articolul 196 alineatul 1 litera A din ordonanța de urgență 57/2019 prin codul administrativ, hotărăște articolul 1 se aprobă indexarea cu rata inflației de 2,6% a sumelor aferente impozitelor și taxelor locale stabilite pe baza la nivelul Comunei Orbeni pentru Bacău pentru anul 2022, conform anexei numărul 1, care face parte integrată de prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă indexarea cu rata inflației de 2,6% a limitelor minime și maxime ale amenzilor aplicate pentru anul 2022 în cazul persoanelor fizice și juridice. Articolul 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 aprilie 2022. Și va completa hotărârea de Consiliul Local prin stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022. Articolul 4. Primarul Comunei Orbeni, prin intermediul compartimentului de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta prevederii prezentei hotărâri. În materiale pe care le aveți dumneavoastră, în anexă, aveți detaliat. Cifrele și deci, impozitul pe clădire și clădire anexă, retenția în cazul persoanei fizice, se calculează anual în aplicare cotei de 0,9% asupra valorii impozitate a clădirii, determinată potrivit criteriilor și normelor de evaluare, după formulă. Și dumneavoastră aveți aici felul clădirilor și alte construcții care devin impozabile, pe categorii cu valoare impozabile, pe fiecare dintre cu instalații de apă, canalizare electrice, încălzire, condiții cumulative sau fără instalații de apă, canalizare și electrice. Suntem localitatea Orbeni în zona rangul 4, valoarea impozitului pe teren pe lei pe hectare, indice 1,10, iar scurta e tot zona A, rangul 5 și impozitului 1, ca și coeficient 1,05 lei pe hectare. Și multe alte detalii pe care le găsim, în material. Dar trebuie să discutăm pe subiectul ăsta. Ne trebuie să facă lumea, sunt în anexa proiectului de hotărâre. Cu taxe și impozite nu se majorează decât cu acest indicator stabilit de către Institutul Național de Statistică de 2,6%. Nu e expus ca până la finele anului să mai apară modificări, nu sau nu. Dar vom vedea la momentul potrivit. Putem trece la vot. Dacă sunt discuții, vă supuneți. Domnul Ministru, care e coeficientul este doar un raport de inflație, nu suntem arestați, nu suntem rezultate din prevedere legal, suntem obligați. Da. E o corecție anuală care nu stabilește legea, nu trebuie să dăm un semnal cu faptul să mă arestați, deci impozite locale, care nu arestați, dar indexarea este în raport cu coeficientul de inflație, pentru care nu ne putem opune. E lege, cine este pentru? Da. Comisie. Da.
dacă sunt avizări favorabile din partea... Comisia Economică, o să-i spun acolo, de favorabil. Da, cu la atunci... Supuneți la vot. Supuneți la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținem? Toți au fost favorabili. Se poate trece. Vom trece la analiza și dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi. Voi da citire materialelor aferente întocmite pentru acest punct de pe ordinea de zi, da? Proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Urbeni pentru ședința adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, convocată pentru data de 25.06.2021 și pentru ședința adunării generale a acționarilor a SC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28.06.2021. Luna cunoștință de proiectul de hotărâre inițiat de primarul Comunei Urbeni, referatul de aprobare a primarului numărul 3758 din 24.06.2021, raportul compartimentului specialitate numărul 3757 din 24.06.2021 și avizul favorabil al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local, având în vedere prevederile articolului 2009 și următoarele din Codul Civil, articolul 2 aliniatul 3, articolul 3, articolul 7, articolul 8, 10 și 27 din Legea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, numărul 51 din 2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, a Legii Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare, numărul 241 din 2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, a hotărârii Consiliului Local al Comunei Orbeni, privind aprobarea studiului de oportunitate și alegerea și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al Comunei Urbeni și a contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare, prevederile contractului de finanțare, Program Operațional de Infrastructură Mare, numărul 423 din 2020, decizia Consiliului Director al Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău, numărul 9 din 2021, a hotărârii Consiliului Local al Comunei Urbeni privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al OAT Comuna Urbeni în adunarea generală a acționarilor, a SC, Compania Regională de Apă Bacău S.A., la care Comuna Urbeni este acționar, respectiv a adunării generale a acționarilor, a Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău, văzând adresa Companiei Regionale de Apă S.A. numărul 6977 din 24.05.2021, înregistrată la OAT Comuna Urbeni, cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor, a SC Prav S.A., în data de 28.06.2021, și comunicarea ordinii de zi a ședinței, precum și adresa Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în calitate de autoritate tutelară, numărul 474 din 15.06.2021, comunicată OAT Comuna Orbei, cu privire la convocarea adunării generale a Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău pentru data de 25.06.2021, în temeiul articolului 129, aliniatul 2, litera A, D, aliniat 3, litera D, aliniat 7, litera E, în articolul 139, aliniatul 3, litere D, E și G, din codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Urbeni, în calitate de autoritate administrativă autonomă, deliberativă, acționariatului în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, acordă mandat special reprezentantului său legal în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău să ia act de decizia Consiliului Director al ADIP numărul 9 din 28.04.2021 și să voteze pentru în adunarea generală din data de 25.06.2021 la punctele prevăzute pe ordinea de zi, comunicată prin adresa Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău, numărul 474 din 15.06.2021. Articolul 2. Consiliul Local al Comunei Urbeni, în calitate de autoritate administrativă autonomă, deliberativă, acționarului în SC Prav S.A., acordă mandat special de reprezentantului său legal, în adunare generală a acționarilor, al SC Prav S.A. Bacău să voteze pentru în adunare generală ordinară a acționarilor SC Prav S.A. din data de 28.06.2021 la hotărârile prevăzute la punctele 1 și 2 ale ordinii de zi comunicate prin adresa Companiei de Apă Bacău S.A. numărul 6977 din 24.05.2021. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul și condițiile legii 554-2004 privind contenciosul administrativ, modificările și completările ulterioare,
Prezenta hotărârii va fi comunicată reprezentantului legal al Consiliului Local al Comunei Urbei, în adunare generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și în adunare generală a acționarilor SICK BESA, compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului specialitate al primarului Comunei Urbei Județul Bacău, Companiei Regionale de Apă SA Bacău, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, Prefectului Județului Bacău și va fi făcută publică în nunțile legii. Ce vă pot spune este că, imediat după parcurgerea fireștii a procedurilor legale privind adoptarea și însușirea aspectelor comunicate cu compania de apă, cât și de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, această hotărâre va ajunge cât se poate de repede, la, atât la timp cât și la CRAB, urmând ca ședința să se desfășoare astăzi, în partea a doua a zilei. Toate voturile vor fi transmise prin mijloace electronice pentru ședința de astăzi, ședința din 25-a, respectiv, această hotărâre la punctul 2 va avea în vedere și ședința care se va desfășura în data de 28-a. Această hotărâre pe care o vom adopta, sper, astăzi, are legătură cu o hotărâre anterioară, de la ședința anterioară chiar, prin care limitam acele atribuții ale reprezentantului UAT Comuna Urbei, atât la nivelul adibului, cât și derivat din calitatea noastră de acționari în cadrul SIC, Compania Regională de Apă Bacău, în cadrul acesteia, firește. Motivele dezvoltate atunci persistă, firește, sunt aceleași, acele mici probleme derivate din reprezentarea poate mai largă, mai amplă, poate peste limita mandatului prevăzut, și intervenim din nou și limităm punctual, raportat la punctele înscrise pe ordinea de zi, mandatul reprezentantului Comunei Urbei. La fel cum și alții primării, membrii PADIC și firește și ele, acționarii în cadrul Companiei Regionale de Apă Bacău, în număr de pe 70 de UAT-uri, vor proceda la fel, marea majoritate a lor având ședințe de Consiliu chiar astăzi. Cam atât am avut de spus legat de materialul de ordine de zi la punctul 2. Mulțumesc, domnule. Da? Dacă mai sunt de adăugat sau dacă mai vreți ceva de completat la acest proiect. Cine este pentru? Cine este pentru ăsta? Împotrivă? Sau se abține? Trecem la punctul 3, privind de hotărâre, privind aprobarea indicatorului tehnico economic și a proiectului de stat pentru obiectivul de investiție, amenajare, curte interioară și școala cu plasă de 1-8 în Comuna Urbeni. Dar o să vă spun câteva lucruri și despre acest punct pe ordinea de zi. Deci necesitatea realizării unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnică, edilitară, pe amplasamentul situat în curtea școlii numărul 1 cu plasă de 1-8, unde a fost edificat și obiectivul sală de educație fizică școlară, datorită existenței între acestea și a unei suprafețe de teren neamenajată din pământ plină de gros și vegetație crescută spontan și face greu accesibilă tranzitarea acestei suprafețe atât de elevi, cadre didactice, cât și de mașini de auto ce staționează sau tranzitează zona, microbuzul școlar, autovehicule profesori, autovehicule cu destinație specială. Obiectivul propus se încadrează în strategia de dezvoltare culturală a Comunei Urbeni pentru Bacău. Soluțiile tehnice prezentate în actualul proiect au ținut cont de următoarele elemente. Adoptarea de soluții tehnice de amenajare a zonei pietonale, adoptarea de soluții tehnice de amenajare a unui drum de acces pentru mașinile cu aprovizionare, lucrări de amenajare a terenului, lucrări de reparație ale împrejmuirii curții școlii. Lucrări de reparație ale, așa, obiectivul de investiții, amenajare curtei interioare, școală, plasă 1-8 în sat Orben, Comuna Orben, are o valoare estimată a investiției totală de 300.000 lei, cu TVA inclus, din care cel puțin 270.496,64 lei cu TVA. Sau valoarea estimată a investiției totală
20.83.000,16 lei, din care cei puțin 227.666. Conform devizului general privind cheltuielile pentru realizarea investiției și deviz pe obiect anex la raport ce consta la lucrări de amenajare a aleei de acces carosabil în suprafață de 445 m², zonă pietonală în suprafață de 515 m², spațiu verde amenajat 1200 m², colectare și evacuare apei pluviale și amenajare în pescuit. S-a optat pentru varianta A, ca structură rutieră elastică, semi-elastică, varianta cea mai indicată, ce se pretează mai bine din punct de vedere financiar, cât și constructiv, prin cea mai apropiată de execuția lucrărilor. Varianta realizării lucrărilor proiectate prezintă următoarele caracteristici generale. Execuția mai rapidă, costul total sunt mai mici, costul lucrărilor de întreținere sunt mai mici. Amenajamentul investiției se vecinează cu infrastructura rutieră modernizată existentă gardul UAT și este o relație de interconectare cu aceasta, fiind situată pe teritoriul administrativ al Comunei Orbeni, intra-urban sat Orbeni. Prin acest proiect se propune îmbunătățirea calității vieții populației, având în vedere nevoile și prioritățile dezvoltării spațiale ale comunei, având ca țintă următoarele obiective. Relansarea activității de educație în aer liber în condiții normale pentru toate categoriile de elevi la clasele 1-8, stimularea interesului pentru școală și activitatea extracurriculară în curtea școlii, ridicarea standardului de viață al elevilor din școală, posibilitatea de desfășura activităților școlare și recreative în corelare cu programele naționale, creșterea numărului de copii care participă la sistemul educațional de stat și reducerea abandonului școlar. Și proiectul de hotărâre. Da, citește proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico economici și a caietului de sarcini pentru obiectivul de investiție, amenajare, curte interioară, școala cu clasă de 1-8 ori. Deci, având în vedere termenul juridice respectiv, prevederea articolul 120 și articolul 121 din aliniatul 1 și 2 din Constituția României Republicată, articolul 3 și 4 din Carta Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin legea numărul 199/1997, articolul 7, alineatul 2 din legea numărul 287/2009, privind codul civil republicat cu modificări și ulterioare și referitoare la contractele sau convenții, avizele favorabile ale Comisiei de Specialitate, prevedere HG 97/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prevederea articolul 108 liniat litera A, articolul 298 și următorul articolul 362, aliniatul 1 și 2, articolul 139, aliniatul 3, litera G, AUG 57/2019 din codul administrativ, în temeiul articolul 129, aliniatul 2, litera C, aliniatul 6, litera B, precum și ale articolului 196, alineatul 1, litera A, din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, prin codul administrativ, referatul de aprobare al primarului Comunei Orbeni, referatul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei Comunei Orbeni, devizul general de lucrări, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului amenajare curte interioară în școala cu clasă de 1-8 ori. Articolul 2. Se aprobă studiul de fezabilitate aferent obiectivului amenajare curte interioară în școală cu clasă de 1-8 ori. Articolul 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici și caietul de sarcini al obiectivului amenajare curte interioară în școala cu clasă de 1-8 ori. Cheltuielile aferente investiției în valoare totală de 300.000 se asigură din bugetul local. Se aprobă proiectul tehnic prevăzut în anexă, care constituie parte integrată din prezenta hotărâri. Aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri este asigurată de către primarul Comunei Orbeni și prin Vasco. Prezenta hotărâri se comunică prin intermediul secretarului Comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Orbeni și județul Bacău, instituției prefectului județului Bacău, se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei Comunei Orbeni. Asta ar fi pe scurt, așa, câteva date privind investiția care, eu zic că atât e necesară pentru școala cu clasă de 1-8. Așa, după cum v-am spus, în ideea în care urmăm toți pașii și sper să reușim, până la începutul anului școlar, investiția să fie recepționată și școala să înceapă să lucreze.
bune, normale. Exista și o altă variantă, am zis, sau altă această variantă? Da, era o variantă cu armătură beton și alei betonate din nare. Și avea este varianta asfalt, pavele și spațiu de aer. Betonul era prea sec și costisit. Și mult mai costisit. Și calea de acces către fostul stadion? E o linie de 4 metri de asfalt care duce până aproape de spatele sălii de educație fizică școlară cu posibilitatea ca mașina din copil, mașina care vedajează foasa, mașina care eu știu ce mai intră acolo, să aibă acces. Iar restul careul unde între sala de educație fizică școlară, școală și partea stângă unei utilități, mă refer la cea de la termică, vor fi pavele și spațiu greu. Adică între școală și pavele vor fi puțin spațiu greu, dar văd acolo, dar în loc de o ieși ceva, fac împrejur. Doare stadion rămâne marginalizat. Pentru următoarea etapă. Terenul de... Nu face parte din acest proiect. Acolo e vorba de o altă amenajare a terenului de sport, care este un proiect de sus la aprobarea într-o de investiții care probabil urmează să obțină și lucrarea asta. Este nevoie. Și care de acces către acel stadion care... Este între sala de educație fizică școlară, școală și partea zi. Face pe același culoare. Cu posibilitatea, că am discutat și lucrul ăsta, o intrare și pe partea de pe strada Luminii. Poate intra pe acolo și doar trebuie și o intrare pentru pompieri și așa mai departe. Am prevăzut acolo garul care urmează să aibă o nouă formă, sper nu prea într-un viitor îndepărtat, și o să aibă și amenajarea de noi de sport, o intrare cu două porți mari, că permite drumul să intre și pe acolo ceva, evacuarea să facă și pe partea școală. Să fie două intrări. Suntem și obligați cu cadrul legal care face referire la pompieri și alte situații de urgență. E acolo un proiect separat pentru amenajarea terenului de sport, care cuprinde toată partea aia. Deci asta îl cuprindem acum, dar ne duceam cu investiția miliarde cu două cifre. Cu atât mai mult pune în valoare și sala nouă de sport, care... Să trebuie create condiții și pentru ele, și pentru cadrul didactic, și pentru toată lumea. Școala, dacă vă știți cu toții cum arată curtea aia și cum să prezinte. Și cred că era absolut necesară investiția asta. Dacă sunt alte intervenții, dacă nu sunt atunci, putem trece la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Da, ultimul punct de ordine de zi, adăugat proiectului ordinii de astăzi. Titulatul acestui este proiect de hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, respectiv a codurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor, respectiv a codurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru perioada 2021-2023. Motivul includerii pe ordinea de zi a acestui punct are legătură cu adresa Consiliului Județean, adresa 11037, comunicată Primăriei Comunei Urbin, care are la bază derularea programului Lapte și Corn. Voi da citire conținutului acestei adrese. Astfel, în conformitate cu prevederile hotărârii de Guvern numărul 640 din 2017 pentru aprobarea programului pentru școli al României în perioada 2017-2023, respectiv anexa 6, procedura privind colaborarea și distribuirea de responsabilități între Consiliul Județean și Consiliile Locale, mi se solicită să transmitem hotărârea Consiliului Local, firește după adoptarea acesteia, privind asumarea, respectiv neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor sau acordurilor cadru pentru achiziția produselor, respectiv a contractelor sau acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului de către Consiliul Local pentru perioada 2021-2023. În consecință, având în vedere că autoritatea județeană urmează să demareze procedura de atribuire începând cu data de 1 iulie 2021, este adresată rugămintea de a include în proxima ședință a Consiliului Local și a proiectului de hotărâre privind asumarea sau neasumarea responsabilității organizării,
respectiv derulării procedurilor de atribuire a contractelor sau a codurilor cadru pentru achiziția produselor sau a contractelor și a codurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente perioadei 2021-2023. Crește cu comunicarea către Consiliul Județean, lucru care, în funcție de votul și rezultatul demersului întreprinse astăzi în ședință, trebuie să nu la Consiliul Județean. La bază, ca și bază legală pentru demersul pe care noi îl parcurgem astăzi, este hotărârea Guvernului 640 din 2017, care prevede că prezenta procedură privind colaborarea și distribuirea responsabilități între Consiliile Județene și Consiliile Locale, denumită în continuare procedură, stabilește modul de colaborare și distribuirea responsabilităților între Consiliile Locale și Consiliile Județene, înainte de demararea programului pentru școli al României. Autoritățile competente la nivel local pentru aplicarea programului pentru școli sunt Consiliul Județean și sau Consiliul Local. Autoritățile prevăzute la punctele 1 indice 2 trebuie să comunice și să informeze reciproc asupra tuturor aspectelor referitoare la demararea programului prin mijloace cum sunt faxul, e-mailul sau poștă, iar pentru bună aplicarea programului pentru școli la nivelul României, în funcție de specificul local și posibilitățile organizatorice și cu încadrarea în sumele alocate județului sau municipiului București, după caz, sau Consiliului Județean sau Consiliului General al municipiului București, după caz, colaborează cu consiliile municipiilor, orașelor, comunelor sau subdiviziunilor administrative teritoriale ale municipiului București, după caz, și stabilește cu un acord ca în termen de 15 zile lucrătoare de la data aprobării bugetului cu această destinație de adoptarea hotărârilor cu privire la asumarea sau neasumarea responsabilității, atât în ceea ce privește contractarea serviciilor respectiv produselor. Hotărârea de guvern menționată oferă posibilitatea, așa cum și textul acesteia ne informează, cu privire la asumarea sau neasumarea derulării acestei proceduri de către Consiliul Local. Având în vedere, putem spune chiar și tradiția și faptul că, de regulă, în toți anii, de la apariția programului Lapte și Cor, derularea acesteia s-a făcut prin Consiliul Județean Bacău, școlile și din comuna noastră fiind beneficiari de acestui program, program care, cred și sunt sigur că e destul de cunoscut, propunerea executivului este de a declina competența de derulare a procedurii de achiziție, cât și de încheierea contractului cadru pentru furnizare de produse respectiv servicii, în sarcina Consiliului Județean Bacău, care prin serviciul de achiziții va întreprinde demersul necesar. Deci scopul acestei hotărâri acesta este. Dacă ne asumăm derularea acestei proceduri, cu tot ceea ce implică, contractul, încheierea contractului, asigurarea spațiilor necesare de depozitare, transport, sume și absolut tot, sau dacă nu, firește, ne declinăm competența în favoarea Consiliului Județean Bacău, care de altfel și până acum a derulat acest program. Da. Cam atât am avut de spus la acest punct de vedere. Dacă mai vezi de adăugat. Ce vreau? Înainte de întocmirea materialului respectiv, altă legătură cu conducerea de școlile în Norvegia. Ca să vă faceți o părere despre felul cum se desfășoară acest program. Da. E un program care poate fi îmbunătățit, firește, dar are cea mai bună de calitatea serviciului, noi nu aprobăm calitatea serviciului. Și aprobăm, să luăm o discuție, să luăm o decizie asupra celui care va organiza serviciul respectiv. Cu bune curere, știm bine cum funcționează programul la Teșecot, dar imaginați-vă că ideea care l-am asumat, noi să ne ocupăm de toți înseamnă, atât contractul, cât și distribuția și toate alte, suntem în imposibilitatea de a pune în aplicare. Dar Consiliul Județean, din punct de vedere, vreți să-l luați voi, aveți decât, vreți, dacă nu, explicați-vă, exprimați-vă și duceți-vă mai departe. Ca și tradiție, ca și... Ați se făcut o analiză privind și situația în care alte consilii locale și-au asumat din discuțiile care le-am avut și cu colegii și cu colegii, că tot colegii mă refer la primarii din zonele învecinate, totul, majoritatea lasă în seama celor de la Consiliul Județean. Orașele și astea au altul. Vă întreb, pentru că știu cum este în proces. Și din
modul cum se desfășoară programul de ani de zile. Că, de o bucată de vreme, cel puțin de câțiva ani, în locul modalității programului, cred că din potrivă. Din zice trece, lucrurile au degenerat. Și vă refer firește la calitatea produselor și nu neapărat la cantitudinea a servirii cu aceste produse. Vedeți că și aici cel care primește produsele astea firește și mănânc că are calitatea și obligativitatea să le verifice și să le primească. Eu mă gândesc că n-ați primit dispoziție, să zicem, sau nu s-au luat inițiative și la nivelul județului. Asta denotă și faptul că nu se simte că sunt cu oamenii din școli sau cum se intrigă la noi. Eu vă spun de la Șpirgat că într-o zi la întâmplare s-a venit într-o zi în care copiilor li se oferă cofecei cu miere, de exemplu. Sau o altă combinație de genul acesta, un corp cu miere sau un corp cu lapte vătut sau ce alte era. Așa. Îmi pare rău că n-am avut la fel să vă cumpere cofecei, să vă ofer spre delectare, să vedeți cam ce conține asta de corp. Pentru că nu înțeleg de ce nu s-a făcut analiză clară. S-a mers de la cornul, tradiționalul corn, cu un aluat fraged și ne dau o umplutură delicioasă, acela s-a numit corn, croasatul, da. Toată lumea știe, și un porcănelă cu laptea. Era o combinație plăcută, pe care cred că copiii ar fi amintit. Nu știu, era ceva. Ascultați-mă, vă rog, care pot și nu, noi am vorbat nici în numele rău și nici, deci vă spun ca un om care am lucrat în școală și știu și înainte de a lucra în școală. Că, deci, în modul cum se desfășura program, sunt de atunci erau. Dar în loc să progresăm, pentru îmbunătățirea calității produselor, îmi pare tare rău, dar am luat-o pe partea cealaltă și în mod cel mai neplăcut. Și mă miră că nu s-au sensizat și alte organe. Nu e vorba de sensabilitate în sensul în care produsele nu erau de, nu știu, de să respecte igiena, spre exemplu. E la problema igienii, nu se pune problema. Sunt ambalate, vin în țiclă, nu avem nimic comentat. Dar e vorba de, totuși de calitatea lor. Mă gândesc la acel corp care a degenerat atât de rău încât de la casatul cunoscut pe care copiii visau, s-a ajuns la un corp care să nu cumva să aibă zahăr, să nu cumva să aibă dulcit, să nu conține nu știu ce și nu știu ce. Și s-a ajuns la o bucățică de... baghetă de tăluță. O baghetă care conține deci o făină integrală domnesc și nimic altceva. De teamă ca nu cumva un copil cu diabet să râvnească la un croissant cu ciocolată sau ce altfel de lucruri. Deși se putea merge, eu așteptam ca în ideea aceasta, respectând toate drepturile copilului, să fac o analiză în școală și să văd, păi, școala unor veni, câți copii ai cu diabet? Nu. Da? Restul copiilor au probleme de sănătate? Nu. Deci, procentul celor cu diabet. Unul la mie, se dă de jos fie și mai mic. Atent, bază, câteva. Dar pentru 2-3 copii care puteau primi un corp de care se întâlnească cu condițiile de sănătate, nu vedeți să-ți ceilalți copii care erau doar nici nu croasansul să mănânce efectiv. Nu v-aș invita într-o zi în care se împarte copiilor corp. Să vedeți cum arată tot la școală. Fiindcă cele mai multe rămân de la ușa școlii și până la poartă. Fiindcă e, și ne-am gândit să-i sancționăm, apoi, ca să nu-i mai sancționăm, deci hai să desfacem noi un corp, încercăm să-l mâncăm, nu te îndeamnă să-l mănânci, pentru că nu îndeplinești decât o singură condiție. Nu are zahăr, nu are nu știu ce fel de făină, doar o făină integrală care e și aspră la limbă și nu cred că copii. Aveți copii la școală unii și întrebați dacă le plac corp. Bine, și în calitatea pe care avea dumneavoastră acolo, ați sesizat Consiliul Județean, că era de care... Calitatea mea nu era de a seziza Consiliul Județean. Sau conducerea școlii. Nu era primit nici o notificare. Nici măcar conducerea școlii nu este. Ca să intermediem, să zicem așa, să iau o decizie. Nu cred că... la calitatea produselor și luat o decizie, dar pentru Consiliul Județean, în cum DSP... Tocmai în ideea asta. Tocmai în ideea asta. Aș fi cerut. Nu cred că reușesc. Nu cred că reușesc eu. Și nici Consiliul Local. Să încercați să vă asumați, fiindcă știu din experiența comunilor de Valea Trotușor, unde suntem membri,
că unele comune au renunțat la aceste produse și au făcut pe plan local. Și le-au dat copiilor produse care să nu mai stau în pătea școli. Și efectiv să-și îndeplinească scopul pentru care îl fac. Că nu știu ce vă stare să dăm, să ne facem, că dăm copiilor sau biscuiți și covrigii. Dacă vedeți cum arată covrigii, că chiar ne facem, că facem treabă. E, și cineva, nu știu, profită de chestia asta. Să mai dau și niște bani. Să mai cheltui și niște bani. Și are rost să cheltuim fără rost, dar tot cheltuim un bani. Mă așteptam ca de la una la altă să văd progres în această privință, în creșterea calității și nu s-a văzut. Ba din pătrii. De aceea, nu știu, eu m-aș sugera. Nu cred că o să vă asumați, că știu că nu e ușor. Îl implică multe alte lucruri. Dar încercați măcar să trageți un semnal. Ar fi foarte bine să o faceți și cât mai multe oateri. Să vă ridicați și să spuneți, fraților, de ani de zile ne-ați tot promis că o să fie, că o să curte lapte și miere. Ați renunțat și la lapte și la miere, primesc copiii în loc, niște tărâțe, muiate. E efectiv la să o fac. Deci, cel puțin dacă vedeți o pungă de covrici, pe care să o oferiți copiilor, cel care aveți copiii, mai știți mai multe, și totuși, dar până când tăcerți, nu-i bine. Nu-i bine, luați măsuri, altfel o să dea probabil la tărâță. Muiat. Cred că școala aici care ar trebui să notifice că e primul nu care ce școala primul eu să știu ce se întâmplă acolo. Școala poate notifica și rămâne cu ea. Ceea ce s-au întâmplat situații. Trimite la primărie, dacă nu poate trimite, ne întreabă la Consiliul Județean și atunci avem un motiv. Așa ce să mă duc cu vorbe? Ce să mă duc? Eu ce vă spun, nu inventez. Nu e vorba de invenție, dar o probă din ceea ce vine în fața copilului să fac sobe. Nu știu nici cu două ore de zi. Nu știu să spun că s-a întâmplat o săptămână. N-a avut făină. N-a avut nu știu ce. E o chestiune de durată, de ani de zile se întâmplă chestia. Este la început și poroșurate. Că venea cu chiozdănașul acasă, prinde din cutii din alea avalate de lată și mâncau cu hâine și mățele. Și așa. Copilii strângeau unul din ei și așa. Și în situația asta ne poplace și dăm mai departe spre organizare Consiliul Județean. Nu-i bine. Pentru că ei, la nivel mare, probabil nu mai pot cuprinde și sunt mulțumiți cu ce primesc. În timp ce fiecare oateu, eu zic că așa ar organiza mult mai bine situația respectivă. Sunt în zona brutării. Sunt în zona brutării. Sunt care îndeplinesc condițiile cerute de toate normele sanitare. Nu ăla nu am căptat orice chioșculiță. Da? Și sunt produse și bune pe zonă și am încurajat și industria locală. Înțeleg că în zonă, că la s-a scurt chiar mai eu, se mișcă ceva. Pe plan local, eu zic că ați organizat de 100 de ori mai bine. Cu toate riscurile care le-ați asumat. E de 1000 de ori mai bine decât s-au lăsat la acel consum județean, fiindcă, din câte văd, nu se merge pe linia progresului în această privință. Doar din punct de vedere birocratic. Stăm bine. Cu hârtii, cu licitații organizate, cu produse care vin la timp, dar care zic, vin, nu se pune problemă. Dar în calitate, nu e sub orice cât de lucru. E păcate atâta muncă și cheltuială, că produsele respective nu vor ajunge niciodată în portica potrivă, că nu pot fi mâncate, efectiv nu pot fi. Eu v-aș asuma, v-aș solicita, să asumați, ar fi și un semnal de alarmă. Fraților, va ajunge de ani de zile, de zeci de ani. Nu știu, mulți ani când tot organizam cu acela, nu se vede niciun progres. Uite, noi nu suntem de acord cu calitatea produselor servite copiilor. Mi se pare corect că ăsta să stea cu persoana care vorbește. Mi se pare corect. Nu știu, dar nu mi se pare. Mulțumesc, că atât am avut de omul vorbește, e consilier totuși. Vreau să-ți camera pe pereț. Asta înțelege. Da, eu un punct de vedere, totuși trebuie lăsat să vadă și numai cine. Poate așa sau aude, totuși. Chiar e o problemă mai importantă. Sunt copii, produse de teatru. Teamă că nu s-aude, s-a vrut să știi cine au vorbit. Da. Asta e. Vă puteți să mă cunoaște. Da. Dacă mai sunt și alte asta nu înseamnă că nu putem susține demersurile instituțiilor școlare la nivelul de zi,
referitoare la realitatea. Să am o discuție și pe subiectul ăsta cu conducerea școlii, ca în momentul când vin astfel de produse care nu se conform sau au o problemă, un semn de alarmă, cu probă cu tot, cu două rânduri notificare, cu notificare către Consiliul Județean să prezentăm situația și să se îmbunătățească. Momentul ăsta e chiar în de zi. În fiecare zi. E ceas de ceas. S-au vorbit, eu aș vrea un moment în care măcar pentru o zi să fie adus și limbi cu croissant. Măcar drept, nu știu, un cadou de ziua lor. În 1 iunie să fie venit. S-au trecut orice măsură. Cred că era cea mai în măsură să notifice și să atragă atenția. Deci am așteptat, înțelegi-mă, și ca primar am așteptat ani de zile să se întâmple ceva. Nu mai pot să vorba nici din calitatea mea de consilier. Sunt împotriva acestei situații. Meniu, adică, practic, meniu nu este la care e suflet. Să trage semnale de alarmă, nu. Cel mai serios și constructiv. Se fac construcții. Dar asta avem nevoie de sprijinul școlii, imaginați-vă. Ce e măsură să dețeam. Cine observă lucrurile să-i primi școlii. Nu înțeleg. Am 90 de bani, nu știu, te mulțumesc și toți nebunii. E greu. Atunci, dă-le lor, păsutatea, fiecare. Eu am gândit asta. Care sunt sub competiție, dacă vreți? Care poate mai bine? Care poate mai... Mă întreb dacă s-a spus, ar fi mulțumit cu ce primește când au votăria la doi pași. Un exemplu, nu-i cel mai bun poate. Nu am găsit cam la întâmplare. La urmă, ar fi nu spune un sex sau de nare. Cu tatăl de plâmbul, un croissant și cu un pic de ceva, se poate face, dacă mă gândesc, nici într-o gospodărie. Iar la un anumit nivel, se poate foarte bine. Deci, la nivelul unui Mateu, a trebuit dat așa un semnal de alarmă, măcar, că nu e în regulă ce se întâmplă. Și vorbesc cu toți județele de vernice, același proiect, același program. Toată lumea mănâncă publici. Vă invit la școală dacă e destul. Pungi întregi, cutii pline. Nu un exemplu al COVID. Nici cealaltă produse. Nu mă spălați, nu de calitate. Mi s-a mai dat un borcanel de iaurt. Vă spun, da. Deci nu mă refer la calitate, că mă face să glumesc, eu am putut de ea. Vă rog frumos, veniți în pauză și să spuneți cu ce trebuie să servească acel copil, acel iaurt, care e tare ca borvan. E tare. Dar trebuie o linguriță, trebuie ceva. Nu poate copilul sorbi. Este cu gelatină făcut, e tare, la asta mă. Da? E gelatinos. Nu merge să o soară copilul. Da. Nu poate să la și la cel dau, la cel dau, să locui la un mai pus la cinci geamă. La un mes cu cărțile. La nivelul fiecare școlar există o comisie de recepție produse. Deci nu se consemnează. Deci nu se numesc procese verbale și dacă lucrurile astea care se constate ce? Că produsele au venit pe listă, da, nu iau calitatea produsului. Ce ce? Nu știm dacă e termografie, se servește la comisie, face note de informare. Hai să nu, ca să nu putem o sută de minute. Nu mă deci toate observațiile astea pe care le poate, sunt convins că au legătură cu realitatea și se întâmplă. Și s-au întâmplat, da, în rând. Dar vă spun la produsuiția că suntem atâta, de atâta vreme aici și n-am primit o notificare în sensul în care există astfel de nemulțumiri. Dar ați primit o notificare cât ați fost pe poziția de primar? Doar vorbe și discuții. Ține și de... Ține și de ce? Păi aia să nu mai amestecă, chiar să spune. Și atunci, și atunci vorbim. Nu se implică nimic. O lasă așa. Acea, nu-i vorba de implicare sau de neimplicare. Eu aș recomanda ca școala, în modul când o primește astfel de bunuri, care sunt, așa cum povestiți dumneavoastră aici, în momentul ăla, rapid și cât se poate de urgent, notificat Consiliul Județean, pe cel, el e titularul și organizatorul acestei activități, ca la rândul lui să ducă peste cel care aduce produsele astea și să ia măsurile care trebuie. Dacă se respectă rețetarea, normele. Exact. Cesare, noi, ca să ne asumăm chestiunea asta, vă dați seama că suntem cu infrastructura la pământ, vis-a-vis de subiectul ăsta. Și plus de asta, nici nu ai capacitatea umană ca să faci treaba asta și să le aduci. E o muncă imensă care impune o maximă responsabilitate. Nu că fugim de ea. Mai cu ce o faci. Că nu merge. Și plus de asta, nu ai fonduri necesare. Că sunt niște costuri și aici. Dar nu sunt costurile, intră în... În ce? Intră în competența posibil local să plătească produsele. Automat când ți-ai asumat, o faci ca coadă, domnule. O faci ca coadă. Să vezi o priză în buget. E vorba de o asumare, că nu spune că dacă vrei să o faci, îți acordi o fondă și mai nu mai e. Și nu cred că e dat. Noi avem, o să putem urmări și prin medicul de familie, în momentul când semnalizează, eu știu, astfel de necazuri la școală, și lucrurile pot fi îndreptate. Nu neapărat trebuie, nu fugim de răspundere. Trebuie logistică, trebuie depozitare. Nu-i simplă treaba.
Vedeți, dumneavoastră, dacă vă uitați, nu stă școala, nu-i pregătită să le primească, dar realmente noi să organizăm treaba asta. Pentru că, dacă vă uitați, sunt frigiderele alea puse prin diverse camere și cămăruțe și nici școala nu are infrastructura necesară ca să putem să îndeplinim toate condițiile. De-aia le dă, când le dă, le dă la grămadă, pleacă copiii cum pleacă cu ele acasă, sau cine știe ce se întâmplă acolo. Eu asta fac recomandarea, zic eu ca și propunere, să ne o mergem pe varianta de neasumare, pentru că noi facem față, și în al doilea rând să monitorizăm mai cu atenție. Și comunicarea care face școala, către primărie, sau eu știu, linie dreaptă, către Consiliul Județean, să fie operativă și atunci când se întâmplă, nu după. Și ale mulțumesc să întâmplă de două mele, adică nu merg așa cum merg. Și atunci notificăm până când trebuie să întâmple ceva. Ceva trebuie să întâmple. Ar fi ideal și ne putem asuma și să o facem ca acolo. Ar fi super ok. Dar imaginați-vă și cred că sunteți conștient că pe lângă dorința de a face propuneri din astea așa extravagante, eu știu cum sunt, nu le putem face, să fie realiști. Aș vrea să o fac, să le facem din tot sufletul și cu toată voința, dar poate că nu se poate. Chiar să ne vorbim pe modul cum se desfășoară, mai ales și revenim în ce faci de aviz. Nu de aviz, de aviz. Ce aviz este la pe o grâmă de făină muia? Nu poate să vorbi la care care vorbi și mai face și bine. Vorbesc de calitatea produsului. Ori nu de copilul să zică profesorul că a de la aici. Se poate sesiza potrivit. Cu cât e mai simplu produsul, cu atât are nevoie de mai puțin aviz. E exilul de școală, a făcut un studiu. Păi dacă îi pâine muiată, probabil ești groși din are. La ce au aviz? Adică tu la aviz sanitar. Chemăm și părinții la școală, dar are o zi. Dar pe toată povestea asta este indicată și de Direcția de Sănătate Publică și alt factor care... E o comisie acolo care iau decizii. Când stabilește produsul și calitatea lui, e un caiet de sarcini care spune cu punct și virgulă ca ce trebuie făcut și ce condiții trebuie să îndeplinească. Am mai avut discuții și când și în calitate de primar. Întâmplarea folosirii, mai am fost la școală și am văzut cum dădeau mere la copii. Și am făcut atunci, am rugat directoarea să facă o sesizare privind standardul care trebuie să îndeplinească produsul acela anumit mură. Vă spun, în loc din mere, parcă erau corpodușii. Niște chichinețe, nu mai da, așa s-a întâmplat și așa nu zis, doamna, dar să-mi plătesc. Păi ce de acum, din februarie în pace, până în aprilie, mai așa de gândit, v-a spus că nu mai au de alea, nu mai mărășoare. Și am dat niște instrumente. Nici n-am văzut. Dar de ce asta? Și au făcut sesizare. Și în loc să... Și nu ne mai vrea deloc produsul respectiv. Până la încheierea perioadei. Deci dacă au zis că nu mai are ce să mai dea, nu mai are. Nu mai are. Și nu mai dea. Și urmă s-a spus, deci primească celelalte produse. Și nu ne-au mai... Deci asta a fost măsura care a luat. Nu ne-au dus rău. Ce zic, mai când faceți observații, la când vă mai dau de rău. Deci nu vreau. Și acum tot la fel, dacă nu se lipează. Nu s-a îmbunătățit cu nimic. Deci asta, vă rog să rețineți, că deși am mai făcut să zice, punctuale, e adevărat, nu s-au ordinez probabil nici până la urechea celor care trebuie să audă, să se ia decizii. Discuții de astea au fost și pe la Consiliul Județean cu majoritatea, o atelor. Au fost, sunt mulți de mulțumiți pe subiectul calitate, produse sau ce Dumnezeu a dupia acolo. O rămas analizire și poate să plec. Din ca situația transportului public județean. Nu te supăra, dar de prea mult timp să analizează și nu ți-a nicio măsură. Cineva ar trebui să dea acolo, eu nu atent de astea, un bucățică de astea, să nu mai. Ați făcut timp destul, v-am făcut să zice. Nu e nimic. Știu că nu e. Dacă am reușit și am putea, ce bine. Știu că nu se... Da, și e ceva, trebuie făcut. Nici așa. Măcar nu ne mai gândit. Că ne trebuie ceva, va pierde timpul de pe mare. E nu timpul, bani stat. Nu stau, e ce... Timp ce bani, da. Să fie cu arestul noi să aloc o sută de bani. Da, bună, la anul ăsta, pe alte bunii se mai pe apă să vedeți. În bani și măcar să-i cheltui niște bani de alimente. Care nu au nicio... Nu, eu o să am o discuție și cu conducerea școlii, condițiile în care lucrurile s-au implementat din vorba de 1 septembrie sau 15 septembrie să înceapă, să monitorizăm mai cu atenție și să facem semnale de alarmă ori de câte ori este nevoie. Și pot fi și refuzate, nu vă spun doar pot fi refuzate. De către acea comisie de la școală, domnule, nu primesc. Mă uit eu, director, ca pe cine mă analizează directorul acolo, nu, domnule, lotul ăsta nu-l primesc. Mi-e bine așa, da, nu? Și decât să-l iau și să înghit în sec și să mă apuc de scris, mai bine nu-l primesc, azi nu-l primesc, mâine nu-l primesc, voi mi se va întâmpla ceva. Adică, ce
cine plătește factura, care nu ai... Dar e treaba producătorului. Producătorul, tu când ai semnat și ai confirmat primirea mărfilor, la mapa respectivă, ți-ai asumat-o. Corect. Dar în momentul în care tu i-ai dat cu retur, n-ai confirmat nimic, a rămas cu marfa în soare. Și la revedere, e treaba lui. Și apoi ce motive de ce nu? Nu iau probabil o mostră, ca să arăt. Uite, de asta n-am primit-o. Și azi nu, mâine nu, până se va întâmpla ceva. Și acel ceva, cred că deducem de aici, că vă duce spre progres, prin bunătățire, da? Deci așa cum rezultă și din conținutul adresei. Aspectele astea au în vedere perioada 2021-2023. Odată, 2. Consiliul Județean aduce la cunoștință că ei vor începe procedura începând cu 1 iulie. Astăzi suntem în 25. Astfel încât, la părere personală, măsura în care există opinii, argumente, dovezi, chestiuni de genul ăsta, astfel încât ei odată transpusii în documentul de bază, și anumit, caietul de sarcini. Dacă mi-ai transpus toate neconformitățile astea în caietul de sarcini, pot să am o relativă liniște sau pot să trag concluzia că lucrurile se schimbă în perioada următoare. Atenție, 2021-2023. Câte se studiază la Comisie de Licitație? Ca să poți să ia Comisie de Licitație de domnul Caietul de Sarcini? Pentru nu ajunge în situație extremă, ca la un moment dat cineva să-mi livreze ceva și o să refuz azi, mâinii, poimii. Pentru că la un moment dat, el tot produsele alea o să mi le aducă. Corect. Dar el trebuie să fie conform Caietul de Sarcini. Exact. Și atunci contează cum fac Caietul de Sarcini. Dacă îi scriu ăla, îi dau un lucru sau una, păi din aia îmi aduce. Dacă tu așa ca oile, nu pot să nu așa nu votăm aici niciun caiet de sarce, nu votăm nimic. Decât un singur lucru. Îl faci sau nu-l faci? Cine își asumă, spre exemplu, acum de la școală, să scrie pe o hârtie toate neconformitățile întâlnite de-a lungul timpului? Nu știu eu niciun. Păi și atunci, rolul nostru în școală, dacă ne dăm tărățele ăștia, ne urcăm tărățe toți ca nebunii? Păi dacă o primim, înseamnă de necurat. Păi normal. Și dăm și bani pe tărăță care, de fapt, nu putem să o valorificăm. Adică decât să o iau și să vorbesc singur după aia. Nu mai minoreți mult. Ne, și atunci, o să spună, domnule, în momentul în care ți-am adus produsul, să nu-l primești. Dar el nu corespunde din punct de vedere cantitate, calitate, ca e de sarcini, atunci aia e treaba. Vorbesc într-un orice de cauze. La mine, cu mine, fac sondaj de opinie despre calitatea mentei micului pierdut produsului sau cine. Semestrial, îmbunătățim, luăm sezările copiilor și spunem, la ce ori mai trebuie ceva. Deci, la noi de ce nu s-ar putea? Și eu mă duc și împreună cu colegii. Dar îți recomandă să schimbați vasele, le schimbați? Cum să nu? Dacă sunt, dacă sunt cum să nu? Păi ce, o poliție strânde? Sau cum să nu? Fețele de masă, spre exemplu, dacă nu sunt, s-au tășit, facem referat, cumpărăm anual altele sau la tânărea? Păi nu, trebuie și un cadrul didactic de acolo să se implice. Directorul de școală, dar de ce nu-i ca simetrică în ideea? Păi și acolo, formă, acolo. Acolo unesc și copiii, dar obligați să luați asta de decizii, pentru că au și ei, la rândul lor, opinii. Dar la noi nu se întâmplă. Nu se întâmplă și copiii mai mult. Păi nu, dar pe marține să-ți părinții vorbesc, îi vorbesc și nu au curaj să vină să-ți vină punctul de vedere. Nici măcar nu vrea să 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 vrea. Nimeni nu mai știe. Da. Iar pe cetă la reprezentație, nu știu dacă o să faceți propunerea să vă respecte ce care și ce fac pe reprezentație, să fie nici asta noastră, că să vă dea în nas cu alte precizări. Că sunt copii bonate de apiet, că sunt copii bonate, nu știu care, deși pentru că ai la reprezentație, nu s-ar putea face o precizare, că pentru copiii bonate, probleme de sănătate, să se facă o rețetare special pentru ei. 2, 3, 10, 100, cât ori. Dar restul copiilor, dar nu pedepsesc la rămas de copii. La scurt, de exemplu, nu avem nici măcar un singur caz de copil din bolnav de diabet sau alte restricții privind starea de sănătate. Ficat sau chestiuni grave care să-l oblige să mănânce la dietă. Și atunci, dacă un exemplu la școală, au zis că nu e nici măcar un singur caz. Îi pedepsesc pe toți și eu. Dar eu plin pe toți să mergeți pe rețetul meu. Dar un copil, din un punct de vedere, raportat la numărul de cazuri, dacă există sau nu există, aduse spre cunoștință, prin primării sau direct către Consiliul Județean, ca în caietul de sarcini, se poate face precizarea asta și la Orbeț aducă doar 10 cornuri care sunt puși în situația asta COVID sau unei cazuri, iar restul se beneficieze de... Se poate face situație generalizată la nivelul județului fără probleme.
Acum, sunt convins că și la nivel de Consiliul Județean, implicați în direcția sănătate publică, inspectoratul școlar, când se ia o decizie, cum să stabilești produsele care trebuie să ajungă în mâna copilului, nu cred că le ia Consiliul Județean singur. E o comisie care lucrează la treaba asta și o comisie formată din toate instituțiile, din toate descentralizațiile astea, care au un cuvânt de spus acolo. Deci, concluzia care am tras, ca să-i poată mulțumi pe toți, părerea asta nu, nu știu, ca să-i poată mulțumi toate avizele de la toate instituțiile, produsele livrate sunt la nivelul minim, la standardul cel mai de jos. Adică, într-un croissant trebuie puse nu știu câte produse care implică, nu știu, două, lapte, dar e mai complicat cu avizele, mai greu de obținut. Chiar dacă îi pui doar făină și apă, e mult mai simplu de obținut în aviz. La fel și cu celelalte produse, da? Un cornulețe sau cumpărița. Un corn pentru a fi consumat trebuie să conțină multe ingrediente. Dar dacă îl faci din făină și cu apă, probabil că trebuie doar un singur aviz. După mintea mea așa, că probabil e mai ușor de obținut. Și atunci s-a mers pe legea aia, minime rezistenție. Luăm produsele cele mai simple, cele mai sărace, care sunt conținut. Nici sare, nici sare, dar nu are niciun gust. Dar e ușor de obținut ăla. Mergi și dă... Noi ne-am făcut treaba, da? Ne-am făcut. Salicezi de sănătate de aia, poate să le mânci oricine, poate să le dai oricum. O asemenea putere calorică, Ministerul Sănătății înseamnă că are mare problemă. Eu nu cred că se întâmplă. Nici o mulțime. Nu-i chiar așa. E analizat acest lucru, am pronunțul la nivelul Comisiei Naționale, cu acordul. Așa ne mulțumim. Specialiștii. Așa ne, așa suntem în plața asta. Ne mulțumim puțin. Dar da, așa, dacă nu e aici. Cum e final, 2, 3, 6... Eu trebuie să fie cei care îți fac deciziile și deciziile care trebuie să fie astea. Nu, astea sunt noi, cei de aici, nu încercați să-mi faci un semnal de alarmă, că trebuie schimbată calitatea. Dacă vom primi semnale de la școală pe subiectul ăsta, cu siguranță vom lua toate mai departe. Să potriți cu totul meu de un semnal, că nu știu dacă a venit aici. Să vă treabă și de așa, pot să-mi iei. Dar cine s-a sunat? Cine s-a sunat de la școală? Am vorbit serios, dar suntem cadrul didactic, mutați copilul la asta, directul de zbâncă. Că și ei au suflet, acolo. Nici văd ca oameni la asta. Păi da, mănâncă copilul tărâție și stă numai pe funcție și pe scăunel. Aia nu există niște subiecte, dar e mai bine. La școală există și copii. Păi nu, o să rămâne aia românească, că îmi place funcția de director sau fi plătit pe cadrul. La școală există și comitet de părinți. Corect. Părinții stau acasă sau la Crăciun. Nu interesează sănătatea copilului. Dar să faci un consilier? Aș fi fost copil. Dar vă știți, avem deci toate, dar nu se întâmplă nimic. Păi, toate. Am comisii și comitetii, dar a fi unii eu. Dacă tot avem din toate, hai să trecem la votul final și să ne vedem de treabă. Da. Să ne rotunjim mai până mâine și până... Domnul secretar, vă puneți cine este pentru, cine e împotrivă, că am văzut. Cine este pentru? Nu ne asumăm răspunderea. Nu ne asumăm răspunderea? Punctul meu de vedere. Cine este împotrivă? Dar zic că nu mi-a asum răspunderea că noi vom face un cor mai fermentat decât cei de la județ. Da, de abținut nu se mai abține nimeni, că restul au votat favorabil. Bănuiesc că e vorba doar de un meniu care poate fi înlocuit la cererea părinților, copiilor. Schimbat! Nu îmbunătățire. Adică fără puțin zahăr, doar schimba meniu. Și atunci o să spună că e un singur meniu sau să nu ai multe modalități de a... Da. Deci, nu, deci, fără să vă mai anunțăm, ne întâlnim luni pe 5 iulie la ora 9 aici. Doar la dumneavoastră ce spune pe ei. Pe 5 iulie, da? Ca să știu 9 ce la ora 9. La ora 9. Da. Să vă dați